Mulțumim chef Jean pentru rețeta culinară propusă astăzi. Și acum vorbim despre lucruri, continuăm să vorbim despre lucruri importante care se întâmplă în Sibiu. Dacă ne ajută colegul din regie să ne dea imaginea de pe Facebook, este vorba despre Diana Stanciu, aveți în poza aici, pentru că s-au adunat niște voci din Sibiu pentru un spectacol care se numește Vocile dau viață. Așadar, va fi un concert caritabil care va avea loc mâine seară, dacă nu mă înșel, dar pentru mai multe detalii îl avem alături de noi pe Vlad Simon, inițiatorul acestui concert și tuturor evenimentelor care se desfășoară în jurul Dianei. Bună dimineața! Bună dimineața! Spune-ne ce se întâmplă cu Diana. În primul rând, trebuie să știm că ea suferă de o boală destul de greu de vindecat, care se numește? Suferă de limfomul Hodgkin, cancer de ganglion limfatici, în faza 4-a, cu metastaze osoase. Asta înseamnă că Diana poate să se recupereze dacă are parte de un tratament destul de costisitor. Da? Despre ce sumă este vorba? Este vorba de 130.000 de euro ulterior găsit în Austria. Medicamentul se numește Brentuximab. Noi am fost de curând acum la o clinică și așteptăm rezultatele unor analize. Trebuie să refacem un PET, un tomograf. Un PET CT. Da, un PET CT. Și în funcție de rezultatele acelei analize o să luăm decizii vis-a-vis de tratamentul. Nu era posibilitatea să se facă și la noi? Nu era la noi, nu este acceptat în țară, este în studii în Bulgaria, încă la noi în țară încă n-a ajuns, nu l-au acceptat. E vorba de tratament. Medicita, da, e vorba de Brentuximab, de medicament. L-am găsit doar în 3 țări din Europa, în Bulgaria, dar e în studii, în Austria și în Germania, și în Austria e cel mai convenabil pentru noi. Foarte bine. Asta înseamnă că Diana mai are nevoie de bani și oamenii pot dona 2 euro la numărul. Da, v-am rugat să ne ajutați cu acest gest. Este vorba de 2 euro la numărul de SMS 8826 cu textul Diana. Puteți să ne ajutați să salvăm viața Dianei cu 2 euro din viața dumneavoastră, ceea ce înseamnă, nu știu, foarte puțin, destul de puțin. Nici măcar. Câți bani s-au strâns până acum? De cât mai aveți nevoie? Până acum s-au strâns în jur de 30.000 de euro și mai avem nevoie de încă 100.000. Da. Evenimentul de mâine vine tocmai în ideea de a mai strânge ceva. Evenimentul de mâine vine tocmai în ideea de a mai strânge ceva. O să mai organizăm evenimente în țară. O să fie și la Cluj, și în Iași, prin toată țara. Ce se va întâmpla mai exact mâine? Mâine mai exact ce o să se întâmple? Ne-am strâns toți colegii mei din episodul, din sezonul 2 al Vocii României. Toți colegii care sunt liberi și care pot să mă ajute în datele respective în care eu am organizat concertele sunt lângă noi și vin aici. Și mâine ce o să fie? O să fie un party, un having fun, un show foarte tare. La sala Talia, a Filarmonicii din Sibiu. La ora? La ora 19. Am impresia că se intră în sală, sunt puțin... Mai sunt bilete? Te-am trezit foarte devreme. Da, mai sunt câteva bilete, sunt la agenția teatrală de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu de aici din Sibiu. Cine va cânta? Spune-ne așa numele colegilor tăi. Știu că va cânta și trupa Renegades. Trupa Renegades ne ajută pe spate, care sunt colegii mei. O să fie Maria Cojucaru, sunt eu, este Ciprian Teodorescu, Silviu Pașca, Feli Donose, Cezar Dometi și o să mai vină câțiva invitați de aici. Trupa Antractor să ne ajute și băieții de la Electric Band, băieții cu care am crescut eu în Sibiu aici. Extraordinar. Înseamnă că oamenii care vor să vină la concert chiar vor avea parte de un show. O să fie un mega show cu toate gamele muzicale, să zic așa. Unde urmează să mai concertați următorul concert? Următorul concert ar putea să fie taman în Cluj. O să fie un eveniment mai mare. Pardon, nu pot să mă pronunț, încă nu e nimic concret. Dar o să fie un eveniment de o învergură mare, unde o să ne ajute probabil, de fapt, cu siguranță, dacă îl facem, guess who. Da. Și până acum ați mai concertat în țară sau ăsta este primul lucru? Da, am mai concertat. Am mai concertat în Media și am mai concertat în București. Și acum am venit aici la Sibiu. Probabil o să mai revenim cu un eveniment la Sibiu, un eveniment în aer liber, dacă tot a venit căldura acum. Da, sigur că da. Eu știu că tu ai și un nou single, ai pregătit o nouă melodie pe care nu ne-o cânti chiar în dimineața asta, dar... Nu o să vă cânt în dimineața asta. Spune-ne despre ce este vorba. Este vorba de... 2 săptămâni după ce ne-am cunoscut eu cu Diana, în care capul și sufletul meu au luat niște trânte, așa, ulterior verdictului pe care l-am auzit,
după vestea cu boala ei și așa, și este starea mea în primele faze ale relației noastre. Pentru cum se intitulează piesa? Tu zâmbești, se numește piesa. Tu zâmbești, foarte frumos. Pe care deja ai susținut-o, ai cântat-o? Am lansat-o în concertul de un an de zile de Renegades. Am cântat-o prima dată, urmează masterul făcut la ea și scoasă unde trebuie, când ulterior la radio. Când o vom auzi la radio? Nu pot să vă dau un termen, cât de repede o să fie gata. Pentru că vei veni și la noi să ne cânti, nu? Bineînțeles, o să vin. Oh, ce bine. Poate faci și un videoclip, poate, nu? Facem tot ce trebuie, dar ușurel. Deocamdată e proiectul cu Diana primordial pentru mine și ușor în ușor încerc să le împac pe toate, să văd cum. Pe Vlad probabil că toți îl știți din Sibiu, pentru că este cel care ne încântă prin multe locații de aici din Sibiu, dar vedeți că este și iubitul Dianei, cea care chiar are nevoie de ajutorul nostru și pe care puteți să o ajutați donând 2 euro la numărul de SMS 8826. Da? Am zis bine? Da, vă rugăm mult să ne ajutați. Textul Diana 8826, 2 euro. 2 euro. Poți să mai transmiți ceva la celor de acasă, dacă îți dorești, așa de final, de încheiere. Vă așteptăm cu drag mâine, la ora 20, la ora 19, la sala Talia. O să fie un super mega show, o să vă simțiți extraordinar. Iar pentru timpul ăsta petrecut alături de noi, v-am rugat să o ajutați pe Diana încă o dată cu niște bani, e vorba de bani, avem nevoie de bani să cumpărăm un medicament. Nu cerem, dăm un produs în schimb. Vindem un produs, un show, vindem bunăstare pentru viața Dianei. Și sunt convinsă că cei de acasă vor fi alături de voi și de noi toți. Acum țin să le mulțumesc tuturor care ne-au ajutat până acum, pentru că sunt foarte, foarte mulți oameni. E frapant pentru mine să văd că mai există oameni pe lumea asta. Vă mulțumesc foarte mult din suflet și eu și Diana vă mulțumim și toată echipa care ne ocupăm de acest proiect. Îți mulțumim și noi că ai fost alături de noi astăzi. Și eu vă mulțumesc. O zi bună în continuare. Noi mergem mai departe acum.